Așa cum le-a promis pădurenilor pe scena festivalului Drăgan Muntean, care are loc în fiecare an pe dealul Cornetului, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, anunță că zilele trecute, după ce au fost obținute toate avizele, au început lucrările de reabilitare a tronsonului de 3 km de drum județean, care duce spre satul natal al marelui interpret. Vreau să le promit aici, în fața noastră și pe scenă, celor doi primari, că dacă mai faceți cumva un festival până în luna octombrie, va fi asfaltat tot drumul până la Drăgan Munteanu. Și dacă nu-l faceți, drumul va fi asfaltat. Așa cum le-am promis pădurenilor, pe scena festivalului care are loc în fiecare an pe dealul Cornetului, lucrările de reabilitare a drumului care duce spre satul natal al marelui interpret Drăgan Muntean au început în această toamnă, după ce au fost obținute toate avizele. Se lucrează intens, iar constructorul ne-a asigurat că va face tot posibilul ca execuția acestui tronson de aproximativ 3 km să fie încheiată în acest an. Bineînțeles, vom urmări îndeaproape acest proiect pentru că ne dorim ca la final să avem o șosea sigură care să ofere confortul necesar tuturor participanților la traficul rutier, precizează Laurențiu Nistor. Proiectul, în valoare totală de 6,9 milioane lei, este finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și din bugetul propriu al Consiliului Județean Hunedoara. Consiliul Județean și președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor a promis acolo și la festival că la festivalul Drăgan Muntean pădurenilor, la festivalul pădurenilor, că vor începe în cel mai scurt timp lucrările la acest drum, lucru care s-a și întâmplat, iar în cel mai scurt timp vor începe lucrările și pe drumul județean Govășdia spre Lelese. Pentru că și eu mulțumesc pe această cale și celor de la Consiliul Județean, pentru că este un drum care deservește și locuitorii comunei Ghelar și vă dați seama că e un plus pentru noi și acest drum, că va fi în scurt timp reabilitat și el.